CS Buturugeni este singura echipă cu punctaj maxim din Liga a 5-a Giurgiu. Asociația Județeană de Fotbal a organizat duminică o nouă etapă a Ligii a 5-a, eșalonul de mijloc al fotbalului giurgiovean. După 5 runde, CS Buturugeni a rămas singura formație cu punctaj maxim. Alte 4 echipe, Litoral Gostinu, Speranța Săbăreni, ASEC Revedia Mare și FC Podișor, fiind neînvinse. Dacă în Liga a 4-a, în etapa disputată în weekend, s-au înregistrat rezultate ca 17-1, 10-0 sau 5-5, în Liga a 5-a partidele au părut mai echilibrate și cu mai puține goluri. A fost însă și excepții. Viitorul Hulubești, Unirea Slobozia 1-4 și Fortuna Herăști, Agrogold, Vlad Țepeș 7-2. Iată rezultatele înregistrate în cele două serii ale Ligii a 5-a Giurgiu. Meciurile contând pentru etapa a 6-a Ligii a 5-a Giurgiu vor avea loc duminică 1 octombrie, cu începere de la ora 11 pentru seria Sud, respectiv de la ora 14:30 pentru seria Nord.